Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 2, citim primele două versete. 1145, pagina Sfânta Scriptură. Efeseni, capitolul 2, de la versetul 1. Iată cum descrie Apostolul Pavel, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, starea omului nemântuit, starea noastră cumva tuturor. El spune așa, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii Duhului, a Duhului care lucrează în copiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copiii ai uminiei, ca și ceilalți. Până aici cuvântul Domnului. Amin.